fost odată un împărat, pe vremurile împăraților, care era amărât și el și împărăteasa. Nu aveau băieți, copii. Și odată într-o zi s-a dus împăratul prin oraș, pe la piață, și-a cumpărat niște pești. Și-a venit cu peștii acasă, i-a dat la servitoare să-i pregătească. Servitoarea i-a pregătit și mațele le-a dat la cățauă. Și-a pornit însărcinată cum au mâncat peștii și împărăteasa, și bucătăreasa, și cățaua. Împărăteasa a făcut un băiat și i-a pus numele Măr. Ia unde? Că l-avem aici pe Măr. Ia să-l vedem. Ia uite-l. Aici stai Măr. Bucătăreasa iar au făcut un băiat, tot pre o formă cu al împărăteasa, și i-a pus numele Păr. Îl avem și pe Păr? Da. Unde e Păr? Ia uite-l. Ăsta e Păr și ăsta e Măr. Doi băieței. Ei, și cățaua o fătat 6 căței. Împăratul i-a crescut pre toți. Băieții creșteau frumos și bine. Când au fost băieți mari, ori împărțit câinii, unul tri și unul tri. Măr o pus nume la câinii lui, Cioban, Florean și Floare de Mărgăritar. Și Păr o pus numele Bujor, Răzor și Cetina Brazilor. Câinii ăștia erau niște câini care nu exista nimic în lume ca să-i bată și să nu câștige ei cu câinii orice ce ori vrut ei. Super câini erau, mega câini, cei mai tari câini erau. E când copiii au fost oameni mari, Măr o zis către Păr: frate, eu plec să-mi încerc norocul până în pustietate, la zâna de piatră. Zâna de piatră. Și zis și plecat. Și-o luat câinii cu el și-o plecat. Dar când o plecat, i-o lăsat o batistă albă și i-o spus: să fii atent, să te uiți, când vezi batista asta că roșește, să știi că eu am murit. Mergând el prin loc îndepărtat, prin pustietate, o găsă niște ciobani. Și-o tras acolo la ciobanii ăia ca să se hodinească. Când au ajuns acolo, ciobanii i-au spus că la ei îi mare năcaz. Dar ce năcaz? A întrebat Măr. Ce năcaz aveți aici? Vine cineva necunoscut. Un balaur. Tu știi ce e acela un balaur? Da. Ce e? Un fel de dragon. Un fel de dragon, exact. Ei, vine un balaur, așa au zis ciobanii, și le răpește bunurile lor, vite, oi, mari lucruri, mari pagube le face. Apă el o spus, Măr, o spus: lasă, n-avereți frică, vă scap eu de el. Nu zice, să nu zici nimic, că mulți viteji au omorât. Ciobanii ăsta, așa că s-a speriat, știi? N-avereți frică, le-a zis Măr. Ei ori stat și ori ascultat și ori întrebat el pe ce să cunoaște balaurul când vine. Și ciobanii zice: face așa un urlet mare, un fel de zgomot. Face un urlet mare, ca să vedem cam cum a făcut, cam ce fel de urlet. Cam așa? Puțin mai tare. Puțin mai tare. Mai tare de atâta face. Ei bun, Măr o pregătit câinii și cu câinilor prins și l-or omorât. Când au văzut ciobanii, s-au minunat și au vrut să-i deie mare lucru. El n-o primi nimic. I-o mulțumit ciobanii lui Măr și-o plecat el mai departe. Și ducându-se, s-o dus până când o ajuns în altă țară. Pe vremurile alea, în țara aia și la orașul împăratul, nu era numai o singură fântână și de acolo aducea tot orașul apă. Atât avea, o singură fântână. În fântână era un balaur. Un balaur, al doilea balaur. Și balaurul nu-i lăsa să ducă apa dacă nu-i dădeau în tot anul o fată mare. Cum adică fată mare? Adică, o fată mare? Înaltă? Adică mai mare ca ani? Mai mare ca ani, așa un pic, nu?
Da, și mai înaltă. Și balaurul atunci, chiar atunci, era anul și cerea prăfata lui împăratul. Împăratul n-avea decât o singură fată. Ei, mărul a stat la marginea orașului, la o femeie bătrână, sărăcăcioasă. Acolo a dormit el. Și el a avut ceva mâncare pregătită, de unde a avut el. De prădrum, de unde și-o câștigat. Dar nu a avut apă. Nu a avut apă. O cerut apă. Femeia îi spune, zice, măi dragă, la noi aici îi scumpă apa. Cum adică îi scumpă? Zice măr. Uite numai o fântână estă și balaurul nu ne dă, nu ne dă apă. Și acum ai cazul, zice baba, că așa vorbea e, acum ai cazul că trebuie să-i dea împăratul fata lui și n-are de scăpare. Zice, mâine trebuie să o ducă. Ei zice, astăzi stau eu aici. O stat măr acolo și mâine zi, când s-o strâns lumea și-o fost să o ducă prăfata împăratului la oarele, adică la orele, la orele, ce trebuia să o ducă, să iasă balaurul, să o mânce. Și atunci s-o dus și măr. O ajuns acolo măr, cu câini cu tot, și când a venit lumea, mai târziu aduc și fata. Fata plânge, cum plânge fata? Nu, acum să plâng. Nu trebuie să plânge acum, fata aia plânge atunci. Plânge, curgeau lacrimile. De unde îi țâșneau lacrimile? Normal că din ochi. Normal că din ochi. Ei, fata plânge și împăratul nici nu a venit de greumânt, adică de greu ce era lui. O stat acasă, o prefera să stea acasă singur. Ce împărat? Mă rog, împărat de pe vremuri. Ei, nu a venit acasă, nu a venit acolo, o stat acasă de greumânt să nu vadă cum îi răpește fata. El, măr, o ieșit înainte și o strigat să nu plângă. Nu plânge, fată, nu mai plânge. Fata au zis, dar de ce să nu plâng, că eu am să mor? Zice, nu-ți fie frică că eu te scot. Nu avea frică. Dar tot o întrebat ce semne face balaur, cel de-al doilea balaur, că trebuie să-i numărăm pe toți. Și zice cineva, sare apa din fântână când el iese. Adică apa sărea afară când el ieșea afară, sărea apa ca un fel de jet. Când au văzut că sare în sus apa, lumea au fugit de acolo, s-au îndepărtat, iar el o sta lângă fântână. Când a ieșit balaurul, câinii l-o și-a agățat, dar balaurul avea 12 capete. Cum îi loveau câte un cap, răsăreau altele. Dar câinii tot nu s-au lăsat până când l-au omorât. După ce l-au omorât, au văzut lumea și fata și atunci l-au rugat să se ducă la împărat. S-a dus până acolo, împăratul l-a rugat, i-a mulțumit, l-a rugat să stea la el, l-a întrebat cine-i și de unde-i și l-a rugat să rămână ginere la el. Tu știi ce înseamnă ginere? Nu. Ginere e soțul unei fete, așa se numește față de tatăl fetei, el e ginere. Și fata e noră pentru mama băiatului. Ginere și noră, adică soț și soție pentru părinți, știi? Ei, el a spus că nu rămâne în niciun caz. Lui îi plăcea de fată, dar să stea prăloc, a zis, până la întoarcerea lui. Și el a plecat mai departe și s-a dus până a ajuns în altă țară. Acolo a găsit un loc, un teren, care a ieșit iară ca un balaur, ca un taur. Și le-a răpit tot avutul de prățarina lor, de prăcâmpiile lor. Iar oamenii se plângeau unde au dormit, că le-a cerut câtă pită, că nu au, că le-au răsăpit toate. O stat acolo până mâine zi când a venit fiara ce le-a răpit și s-a dus cu câinii lui cei trei și a prăpădit-o și pe aia, adică pe al treilea balaur. Oamenii ăia iar au vrut să-i dea mare cinste, dar el n-a primit. A plecat mai departe până când a ajuns în pustinătate să ajungă la zâna de piatră. Zâna de piatră. Era de piatră că era mai plictisită ea așa, era mai supărată și plictisită și atunci era ca o zână de piatră, nu? Când mi-ai spus povestea mea, era așa? No, hai să vedem mai departe. Când a ajuns el acolo, a ajuns noaptea. A ajuns la un pom mare, la un lemn, și-a făcut un foc mare și și-a pregătit să mânce ceva. Când aude că strigă cineva că-i frig. E frig, e frig, vei ce frig, e tare frig, tare frig. Era o babă.
O femeie bătrână cu părul lung. Pe el se uită și bun la suflet îi zice: dacă ți-i frig, vino și te încălzește lângă foc. Vine baba la foc să încălzește, mai la urmă să ia cu el la cleanță. Îl batjocorește, adică. Ei, păi dacă o ajuns la batjocorit, la ceartă, mai preurmă să roagă de el să-i lege câinii. Adică nu e așa, am uitat. Nu, am uitat. Păi citești. Păi da, știu, dar așa scrie aici. Adică nu, am uitat. Așa, adică a uitat povestitorul, că astea nu sunt, astea sunt povești înregistrate de cum le-au zis oamenii, știi? Și de asta vorbesc așa. Și de asta sunt scrise așa. Nu așa, scrie. Uite aici scrie. Adică nu, am uitat. Exact asta și citeam. Serios. Să citim mai departe. Adică nu. Adică nu, că am uitat, zice el aici. Când o veni la foc, o zis ca să-i lege câinii, dar el o zis că n-are cu ce, că n-avea cu ce. El, adică ea, dar o scris aici greșit, el, povestitorul nu era tocmai... Ea i-o dat niște fire de păr, din părul ei cel lung, și când i-o pus pe câini, firele de păr așa le-o pus pe câini, i-o fermecat. Că când s-o luat ea la cleanță cu el... El o străgat prăcâini, dar câinii au fost fermecați, legați, nu au mai putut face nimic și ea l-a omorât. L-a omorât și l-a și îngropat. Frate supăr, îl mai țineți minte pe păr? Ăsta-i păr. Când era mititel și ăsta-i măr când era mititel. Măr erau leac mai mari ca păr. Ei, frate supăr, când a văzut batista roșie, dacă mai țineți minte, la început a primit o batistă albă de la fratisul, care i-a zis, când s-a înroșit batista asta, să știi că eu m-am prăpădit. Și acum a văzut o roșie și a și plecat în urma lui, să-l salveze, să-l caute. Au ajuns până la ciobani. Ciobanii, când l-au văzut, credeau că el îi, că semăna exact ca celălalt. Or vrut iară să-l țină, să dai el nostat. O spus numai, nu gândireți că eu nu sunt măr, eu sunt numai fratele lui. O trecut așa prin toate locurile, nu le mai spun toate că le-am spus până acum. Tot ca și fratisul. Până a ajuns la acolo, la baba aia. Când a ajuns acolo unde fratisul a fost mort, femeia aia, diavoloaica aia, iar a venit și iar s-a rugat că e frig, vai, dar ce frig, nu mai pot de frig. Păi semne că era tare friguroasă. Și că să lege câinii. Dar el nu era așa prost. El era o leacă mai deștept ca fratisul măr. O primit firele de păr și le-o băga pe foc. Le-o arunca pe foc. Nu le-o păstra. I-a văzut, zice, cred că ai băgat părul meu în foc, că miroasă rău. Nu, zice el. Ce ți-i frică? S-o pus cu el și când s-o luat cu el să-l batjocorească iarăși, el o strigat prăcâini. Ei, zice ea, baba aceea nenorocită, tu m-ai înșelat, că frate tu mi-a omorât 3 ficiori ai mei, dar tu m-ai înșelat. Pe semne că baba era mama celor 3 balauri. Ăștia erau feciorii ei, balaurii. Atunci el a spus către câini să nu o omoară. Zice, acum să-mi scoți pe fratele meu de unde l-ai îngropat. Și l-a scos ea. Acum zice să cauți pe orice cale să mi-l învii. Și ea o lua de undeva iarbă vie. Așa era o iarbă pe vremuri, se zicea că iarbă vie. Sau apă vie, cu iarbă vie, știi? Și după ce l-a înviat, zice, acum să ne scoți prăzâna de piatră. Aici e zâna de piatră. O zână mai mică de piatră. Și atunci s-a dus... Și-o căutat o cheie care a fost băgată sub o piatră mare și cu cheia aia au făcut ceea ce a făcut, o descuiat și zâna de piatră o înviat. Ți-am zis eu că e de piatră adevărată, nu că e plictisită. Mm-hmm. Deci era de piatră adevărată, nu era plictisită. Mm-hmm. Am înțeles. S-a înviat. I-a înviat. S-a făcut femeie, fată, cum a fost ea, zână. Tot făcută, tot așa frumoasă, toată era frumoasă, zână, aranjată, făcută, avea o față și s-a întors un pic ca să se uite pe drum. Când a văzut ea și când asta s-a minunat zâna de piatră, că s-a făcut iară zână și femeie, și atunci au întrebat că cine-s ei care a salvat-o. Atunci i-au spus, eu smăr și asta-i frate-miu păr. Și atunci au luat prăzâna de piatră
Și-o venit înapoi până la împăratul care i-o scos fata și atunci măr o luat-o prăfata al împăratul ăla și păr o luat-o de soție pe zâna de piatră. S-or căsătorit și-or venit înapoi la părinții lor și acolo au făcut o nuntă mare, mare de tot și-or petrecut mult timp și-or trăit bine câtă viață ori mai avut și-or rămas gineri de împărați amândoi. E, asta a fost povestea lui măr și păr. Asta a fost. Și alu zâna de piatră. Și alor celor 6 căței. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea ia ca așa.